ce înseamnă manifestările de natură culturală a bibliotecilor comunale la nivelul județului Vâlcea. Vreau să, de asemenea, să salut prezența aici unor primari deosebiți, pentru care am tot respectul pentru modul în care au organizat la nivel comunal biblioteca, și cum privesc domniile lor modul acesta de a face cultură la nivel local și au înțeles practic menirea pentru care există biblioteca. O să încep așa, de la stânga la dreapta, fără supărare. Avem aici alături de noi pe domnul primar de Diu, primarul comunei Păușeni-Măglaj. Domnul primar Moraru de la Pietrai. Domnul primar Năfliu de la Galicia. Domnul viceprimar de la Valea Mare. Domnul viceprimar de la Peșana. Și domnul primar de la Amărești. Mai veni unul după la Struiești. Domnul primar de la Struiești. Mai veni un primar după la Struiești. Vreo trei. Haideți, domnul primar. Avem loc la toate aici. Și domnul viceprimar de la Valea Mare. Haideți. Bine ați venit. Haideți și mea să vă rog. Aici, pe fotoliu, domnul. Vă rog frumos, acolo. Da? Vă rog, aici, tot pentru... Tot foc de domnul de Diu. Pentru dumneavoastră l-am păstrat. Domnul de Diu, tot timpul. Când mă vezi, te doare burta. De asemenea, ar vrea să salut prezența în mijlocul nostru domnul primar. Prieten ușor. Dermotat al Bibliotecii de Tânăr Timișteanu, domnul Polis Mihai. Și fiind practic ziua culturii românești, vreau să-l aplaudăm aici alături de noi și pe domnul Felix Sima. Domnul Felix Sima s-a remarcat în peisajul cultural vâlcean și nu numai, ca un poet deosebit, cu un condei care îmi face plăcere întotdeauna, când sunteți în mijlocul nostru, să vă salutați. Mulțumim frumos! Ce aș putea să vă spun? Aș putea să vă spun că, la momentul acesta, acest proiect, avem în 38 de premianți. Biblioteca Județeană Timișoara va decerna 5 premii, 1, 7 premii, 2, 8 premii, 3 și 10 mențiuni. Alături de noi, aș vrea să vă spun că au fost alături de noi societatea, este alături de noi societatea Anton Pan, Cercul de la Râmnic, România Grădina Maicii Domnului, Cenacul Petale și filiala Vâlcea Cultul Eroilor. De-a lungul timpului s-a dovedit a fi un partener extrem de disponibil pentru astfel de acțiuni și vreau să salut, dacă este cumva în sală, și prezența unui reprezentant de la Boromir, Inva. De altfel, Biblioteca Județeană Timișoreanu își dorește să continue astfel de proiecte. Sper că anul 2018 să fie un an dedicat centenarului, de astfel, colegul meu, domnul Valentin, să mă descurc cu el, mulțumesc pe această cale pentru modul în care s-a implicat și pentru modul în care reușește an de an să găsească soluții. Pentru că, până la urmă, să știți că acest lucru este extrem de important, să vedeți soluții, să premiem degeaba pe cei mai buni. Va încerca, pentru acest an, să stabilim niște criterii care să țină cont strict de specificitatea anului 2018. Cu voia dumneavoastră, văd deja că domnul primar... Pregătim premiile, domnul primar. Pregătiți premiile, da? Am să-l rog pe domnul Valentin Slădescu să continue, pentru că el este cel care a inițiat acest proiect și îi dăm cezarul chiar cezarul. Domnul Slădescu, vă rog. Îmi cer scuze. Aș vrea să salut și prezența absolutului vostru din
mulțumesc și eu pentru prezență. Bine ați venit. Nu ne luăm ce am spus de 5 ani, că acesta este deja al 6-lea an. Tematica concursului o cunoașteți. Apropo de cele spuse de domnul director, în anul 2018, anul centenarului Marii Unii, vom adapta secțiunile, regulamentul și secțiunile concursului Vâlcea Polsterai și în urma consultării cu dumneavoastră, cu bibliotecarii și, dacă doriți, cu domnul primar, astfel încât concursul să reflecte creativitatea și sub formă de viziune, adică elevii din Vâlcea, copiii noștri frumoși care sunt premiați astăzi, să își exprime prin talentul lor viziunea cu privire la cum va arăta România sau cum va arăta Vâlcea peste încă 100 de ani. Desigur, tot ca un colț de rai. Am multe de spus și mi-aș dori să nu uit nimic. Aș vrea să menționez că sunt cât se poate de bucuros că la Biblioteca Județeană Albinu Tudeanu în Vâlcea, prin acest proiect, reușim atragerea lângă noi a principalelor entități culturale din orașul și din județul nostru. Este vorba de Societatea Culturală Anton Pan, este vorba de, poate înainte de orice, de Cercul de la Râmnic, România, Grădina Maicii Domnului, reprezentată de domnul Mihai Sporiș, care în urmă cu 7 ani a inițiat concursul Vâlcea Polsterai, extins apoi la nivelul întregului județ, concursul Loviștea Polsterai, extins la Vâlcea Polsterai, și de 6 ani iarăși se dovedește alături de noi. De asemenea, Cenacul Fetale, reprezentat de domnul Dumitru Lampira, care constant, de câțiva ani, premiază și domnia sa, elevii talentați din Vâlcea. De asemenea, Cultul Eroilor, filiala locală a organizației Cultul Eroilor, reprezentată de domnul Eugen Petrescu. De Societatea Culturală Anton Pan am amintit, doamna Violeta Scrocioc, din nefericire, nu este prezentă aici, a participat în fiecare an cu premii pentru elevi la secțiunile pictură și icoană, creație pe tema religioasă, dar a făcut din nou o jurizare cât se poate de exactă, la centimă, astfel încât să fie departajate lucrări cât se poate de bune, lucrări foarte, foarte bune. Referitor la juriu, e același ca și în anii precedenți, domnul Mihai Sporiș și domnul Marian Pătrașcu la secțiunea proză eseu, domnul Felix Sima și, cu voia dumneavoastră, subsemnatul la secțiunea poezie, la creație, la pictură, desen, același juriu ca și la secțiunea creație pe temă religioasă, secțiune impusă în urma propunerilor elevilor, domnul Dumitru Zanfira și doamna Violeta Scocio, iar la secțiunea creații video, subsemnatul și colegul meu, Valentin Șpion, bibliotecar la secția multimedia. Un singur lucru mai